Am atâția bani de nici n-am nevoie de niciun leu. De politică nu vă lăsați. Eu sunt în proces cu doamna primar actual, da? A încercat să mă omoare, mi-a pus cuțitul la gât. Purtătoare ilegală de sex. Salutare tuturor, bine ați venit la podcastul România TV. Astăzi o invitată cu totul și cu totul specială. Și sper în sfârșit, doamna Tatoiu, sărut mâna, mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Invitație. Doamne, deci în sfârșit avem timp să vorbim ca la televizor într-una. Stați un pic, că nu mai e timp, că trebuie să luăm publicitate. Asta e problema la voi, că aveți multe subiecte, mulți invitați, avem subiecte, multe breaking sunt multe news, de... și atunci nu poți să termin. În sfârșit, și aici, ai senzația că... de timp limitat, preludiu fără finalizare. Exact, exact. Aici, da. Aici o să vorbim face și cu finalizare. Vrute și nevrute în momentele următoare. Și avem tot timpul din lume. Ceea ce mă bucură foarte tare, pentru că de mult voiam să stau de vorbă așa pe îndelete cu doamna Tatoiu. Bine, ce mai stăm de vorbă înainte de emisii sau apropo după? Apropo de cum te bâții. Așa, te ca bâții, să vadă toată lumea. Apropo cum de cum bâții. Mă bâții. Păi nu, dar trebuie să arăt și cred că o să mă înjure colegii dacă mă ridic să mă bâții. Acum o să ies cu totul din, din cadru. Eu sunt profesoară, ce vrei. Da. Și când îmi sunt dragi, că și tu și Dragoș îmi sunteți foarte dragi. Și atunci nu mă pot împiedica să nu fac ca și cu copilul meu. Normal. O să zice, vă femeie, taci din gură. Puteți să mă certați așa, doamna profesoară. Da. Astăzi, accept, întreabă-mă, n-am nicio problemă. Eu am pregătit, deci eu m-am pregătit cu un intro, am aici niște bilețele cu niște subiecte care să facem un pic altfel așa, să nu începem discuția, să tragem orice. Aici diverse chestii. Pam, și să mergem punctual de... pe el. Păi ce să mai, că mi-ați dat peste cap tot. De ce? Mi-ați dat peste cap, că înainte v-am auzit cu bombelor. Deci nu e bombă. Băi, da, deci încă o dată. Și anume, candidatura la primăria sectorului 1 e la mișto? De ce? Nu e la mișto. Nu. Încă o dată spun. Eu sunt în proces cu doamna primar actual, da? Pe care am votat, da? Încă o dată spun. 95, când am renunțat la învățământ, tot într-o stare de asta, că mi-au dat suficient sau nu știu ce, că am făcut eu evaluarea la Sfântul Sava altfel, m-au săpat colegii și mi-am dat seama că dacă nu îmi schimb viața, o să nebunesc în învățământ. Și am încheiat în vara lui 95 și m-am apucat să vând rujuri. Da? Toți ziceau că sunt împită. Acum e aceeași problemă. Politicienii ăștia nenorociți au făcut alegeri într-un singur tur. Bun. Da, tu ai un primar, ascultă-mă, tu ai un primar. Că eu sunt curios când v-a venit ideea, că am vorbit acum câteva zile și nu mi-a dat bomba. Discuția e de mai multă vreme, dar bărbatul mi-a zis, dacă te prind că mai aduci o pisică și te apuci de politică din nou, ca mai candidat odată, divorțez. Pisică nu mai au, cam 5, da? Dar da, încă nu știu. De politică nu vă lăsați. Nu știu. Da. Încă o dată. Știi când am... Deci tot m-au rugat foarte mult și de la mai multe partide, haide să mergem, nu știu ce. Zic, băi, mie îmi place să călătoresc, eu nu mă pricep la de-astea. Zic, vi-l dau pe bărbatul meu, că bărbatul meu e bun. De ce am curajul să mă bag în chestia asta? Că nu sunt eu nu mă pricep. Mie îmi dai să repar ceva, un business, o chestie și ți-o fac. Administrația nu e business, atenție. Dar mă bazez că bărbatul meu are actele terenurilor din sectorul 1 de la 1890. Oh. Deci noi când ne-am cumpărat casă, ne-am făcut, bărbatul meu e de la Constanța. Ca și Băsescu. Și atunci... Păi, i-am luat apartamentul fiimeu. Atunci m-am hotărât. M-au rugat. Era creionată chestia asta de la un partidul România Puternică, care mie îmi place de domnul Marin foarte mult. E intelectual, nu-mi plac de ăștia de galerie și de... Eu sunt mai elitistă. Și am zis, bine, mă gândesc. Băi, și am luat apartamentul fiimeu. Să vezi fază. Am luat apartamentul fiimeu, undeva lângă Băneasa. Fiimeu a zis, mama, eu nu vreau de-astea noi, că-s făcute cu materiale proaste pentru vânzare. N-a vrut casă? Poftim? N-a vrut casă din prima? Casă pe pământ? Nu, a vrut vilă, nu știu ce. Și când a văzut cât e de muncit, cât e nu știu care și toată ziua se strică ceva, a zis nu. Dar nu vreau apartament nou. Și am luat vreau un apartament după 77, dar înainte de Revoluție. Și am luat un apartament, cum se făcea problema lui Ceaușescu, hai să o spunem pe a dreapta. Erau în alte
da? Alea din 80, făcute structuri de rezistentă cu BCA, căldură, parchet de stejar, nu porcăriile astea, a trăit într-un apartament nou închiriat și au căzut după un an de zile faianța în baie și făcute la jaf să plece. Și acum am aflat ce materiale se folosesc. Nu vă luați apartamente asta noi. Asta am auzit și eu. Că dar nu, e nenorocire. Bine, nu de acum. De vreo 5 ani, 5-6 ani de zile. 5-6 spre 10 ani. Apartamentul este beton. Ar fi ceva rău de tot. Da? Deci impecabil. Dar în 80, că și eu când stăteam în drumul, eu am stat 20 de ani în drumul Taberei. Eu mi-am, având mobilă stil, că nu de-astea, Doamne, placaș. Îmi place, mi-e dor de mobila aia, aveau și ai mei. Deci, mobila aia, eu îi zic comunistă. Care mobilă comunistă? Stai din perioada aia. Mobila, aveam dormitor Cosmin Lux. Aveam dormitor Cosmin Lux, de la cu, așa, și într-o noapte de amor m-am trezit. Ce a fost groasă. Nu că, și atunci se făceau și din placaj, dar la Suceava, asta, adică în Ardeal se făceau din ala lemn masiv. În funcție de preț, bănuiesc că și pe vremea aia, dar calitatea era nu, și era, în funcție de preț. Ca acum, adică era... Eu mi-am adus din China, la un moment dat, mobilier, lemn masiv, l-a trebuit să-l dau. Deci ziceai că mai lipseau lei și unul mandarin de la să fac așa. Mie îmi plăceau modelele, deci, prietenii mei râd tot timpul de mine. Nu, că eu am acasă sunt și atunci. Melancolic și învechit, dar mie îmi plăceau. Nu, la Arad era fabrica de mobilă Lengel, care lucra pentru Casa Regală. Și eu aveam birou de la, cu scaun de la, cu piele, cu ținte, cu nu știu ce, și Lengel cu glas de cristal, cu bibliotecă de-aia. Când a urcat-o, se dezmembra, dar foarte puțin. Măi, și-am dermat zidul. Dar am tăiat zidul dintre două camere, așa, că aveam trei camere, și am tăiat zidul, am făcut arcadă, n-am întrebat pe nimeni, da? Bun. Așa au făcut foarte mulți. Da, apartamentul ăsta a trecut. Da, nu, au închis balconul, dar nu s-a făcut, s-a făcut înainte de revoluție. Că ăsta blocul e făcut din 81. Și îmi zice fiul care după ce a luat apartamentul a zis: "Eu nu vreau asta, vreau să mut zidul ăla." Și eu am zis: "Te cheamă tatoiu, mă, nu poți să faci ce vrei tu. Trebuie să faci conform legii." Mamă. Și când am aflat că zice: "Mama, tot blocul e așa, dar totul e ilegal." Păi zic, cum e ilegal? Păi zice, ce-am cumpărat noi nu e ce e în acte. Zic, cum și ce facem? Păi zice, mi-au zis ăștia că trebuie să te duci la primărie și să lui dai un plic să se uită în altă parte inspector. Ah, păi românește. Deci, păi, na, asta, exact asta mi-a zis. O românească, zic, cum Victoraș, o să zice. Nu se poate, că ești fiul meu, eu lupt pentru... Și mi-a zis fiul de 30 de ani. Nu mergi, bă, să femeie, duci cu plicul acum. Nu, așa se face. Deci că, bă, femeie, nu-ți dai seama că trăiește în România? Am înnebunit! Toate blocurile vechi sunt așa. Și atunci trebuie să le introduci într-o regalitate. Dar nu vor să facă. Pentru că când ții omul cu sabia lui Damocles deasupra capului, strângi de șurub, e cum făcea Secu pe vremuri. Cârâi, te-am băgat la mititica. Mai zi-mi o dată, Ionuțe, că n-am auzit bine. Ce? Ah, ok. Nu, făceam ceva pe aici, pe la microfon și nu s-auzea bine. Gata. Deci, încă o dată, ce vreau să înțelegeți. Trebuie tăiat nodul gordian în administrația publică. Deci, eu cred... Bun, dar spuneți-mi acum, deci... Deci, atunci m-am hotărât și am zis, băi, le-am zis ăsta, mă duc... Mă-l conving eu până la urmă pe tatăl, că a zis că divorțează. Deci dacă auziți, riscați căsnicia. Deci încă o dată. Încercați să aduceți ceva în administrația deci, publică mai vine asta, din sectorul 1. Da, deci ea poate să câștige cu 10%. Și nu au candidați la sectorul 1. Sectorul 1 e bogat, da? Toată lumea dar vrea. Și cum s-a ajuns? Cum s-a ajuns aici? E clar că ați prins și alte vremuri și puteți face o comparație foarte bună, da, între perioade și așa mai departe. Vi se pare, nu știu, că Bucureștiul s-a degradat după 89? Depinde, eu sunt București din 1999. Eu pot din 1978 am venit în București. Eu am prins toate fazele. Să-ți dau un exemplu. Am văzut și după Revoluție. Sectorul 6. Pe vremea când am candidat, eu în 2004, că am candidat la primăria capitale, am luat 35.000 de voturi. Și m-am distrat cu Băsescu, cu Joană, cu ăștia. Bun. Era Darabont în sectorul 6.
foarte bun primar. Eu stăteam pe vremea în sectorul 6. După care au venit niște primari catastrofici, au distrus. Sectorul 6 era un sector foarte mișto, pentru că erau numai intelectuali, ăștia de lucrau la Măgurele, era verdeață, școli bune și așa mai departe. A fost nevoie, au venit vreo 2-3 nenorociți, au distrus sectorul 6. Deci, încă o dată, acum te uiți în București, știi care e cel mai mișto sector din București? Ia zi. Dacă mă întrebați pe mine, e sectorul 4. Deci, exact. Acum, fără nicio... Nu. Deci, eu am umblat... Facă reclamă nimănui, Doamne iartă-mă. Eu umblu 4, destul de mult în București, ai mei stau în sectorul 3, adică ați trecut prin toate sectoarele. Sectorul 4 este super mișto. Băluță, corect, fără nicio chestie, adică... Ce să înțeleagă lumea care ne primește. Nu facem campanie, pentru nimeni. Nu. Fie clar. Dacă eu îți spun că o cremă e bună, e bună, nu pentru că eu câștig din vânzarea ei. Deci, omul, m-am dus și am văzut. Și înaintea lui, dar el are o echipă. Încă o dată, contează echipa. Deci eu m-am interesat... E o luptă, apropo de asta, acum e o ceartă, e tensiuni în coaliție, pentru că nu se hotărăsc pe primarul capitalei. Eu m-am hotărât, am vorbit în Ferentar cu tanti Ilinca, care mi-a zis, doamna Monica, eu votez cu Piedone și m-a convins și m-a dus. Și... Deci a scos gunoaiele, a pus trandafiri, a făcut... Dom'le, nu mă interesează câte clase are, nu mă interesează de trecutul lui, nu mă interesează decât ce a făcut. Sectorul 4 arată așa, pentru că la un moment dat, când tu erai în Pampers, în sectorul 4 omul ăsta a făcut niște lucruri. Îi știu toată familia. Că el Piedone vine din zona aia. Acum, repet, nu vreau să facem campanie nimănui. Deci nu facem campanie. Deci, încă o dată. Da, vorbim de deci trebuie să ne gândim. Și sectorul 3, de exemplu, mie. Ai mei stau în sectorul 3. În sectorul 3 o să mai candideze celălalt, Negoiță. Arată, e decent. Ia, spre deosebire de 2. Și cel mai groaznic e sectorul 1. Eu locuiesc în 1. Deci, domnule, pe vremea lui Chiliman... în care... au arătat lucrurile ceva mai bine, da. Nu, pe vremea lui Chiliman a făcut treabă. E, încă o dată, ce înțelegeți? Ce am învățat eu de la evrei? La comunitate. Că bunica mea... Deci, nu așa, așa. Înțelegi ce spun? Da. Deci, nu așa. E, da, astăzi fac o pizza de atât și îmi iau atât, da? Mâine, din ce rămâne, fac pizza de atât și mi-au același procent. Și mâine o fac așa. Și toată lumea... Deci asta înseamnă că nu-ți imagina că la New York, Giuliani, ăla de-a făcut ordine ăsta, nu și-o fi luat și el. Amă, termină. Dar n-a zis nimeni că nu poate să-și ia. Deci eu nu vreau un primar Maria... Una e să-ți iei și să vezi că și să faci ceva ca omul, da? Ăla care locuiește în sector acolo... Să vadă că s-a făcut așa, că e curat. Nu, mamă, că să fie curat pe stradă, să nu... Deci eu n-a zis nimeni, că e clar că tot... Nu se compara. Deci eu, cu pe genunchiul meu, noaptea, înainte de operație, trebuia să merg cu bastonul, că nu era lumină, găuri în asfalt. Pe vremea lui Tudorache, nu se era așa. Bun, dar dacă mergem undeva mai în spate, înainte de 89... Mamă, era ținat, cum era, cum era Bucureștiul? Hai să vă spun ceva. Eu am stat când am venit la Timișoara. Unde a stat prima dată? Eu am stat în... Timișoara, tot așa mișto, pe deci, vremea aia cum e acum? Că mi se pare un oraș? Acum e... Am vrut să folosesc un cuvânt. Eu promiscuitate... Aici la, nu, pe online avem liber la deci, vocabular. O promiscuitate acum, deci nu, în Timișoara. Între operă și catedrală, ieșeau duminică, mergeam cu tatăl meu, era cardiologul cel mai mare. Servus! Sandu își coteau, femeile purtau mănuși de la, aveau pantofi guban cu pălărie de la Paltim și toată lumea și mai când înfloreau, când parcul rozelor la Timișoara, era o splendoare. Țin minte că eu eram colegă cu Florin, cu ăsta, cum îl cheamă, Ovidiu Tender, eram gașca aia, da? Era Telescu, prim secretar. Păi nu mișca nimeni acolo, era pe Bulevardul Victoriei, de la Facultatea de Medicină și cum era Consiliul ăla popular, sau nu știu cum se numea, acum e Consiliul Județean, tot Bulevardul Victoriei, numai vile, numai de-astea, evrei plecați în locul lor, intraseră comuniștii și așa mai departe, până la mitropolie, că și dădea la catedrală. Concerte, era o lume. Odată Ceaușescu, parcă odată a fost acolo, că ziceai, în Timișoara,
oraș de graniță, da. Era Ungaria, da, da, da. Sâmbăta la Ocico veneau blugi, se făcea treabă, dar nu, la eu n-am știut, aveam combinatul de Porsche de la Berexău, eu când am venit la București, am stat în spatele ambasadei ruse pe Dăniceni. Da, 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 da. Da, unde a fost și Radio Total și da, era agenția rusă de știri și așa mai departe. Am avut polițist non-stop la ușă, da? Era nebunită, era Dina Cocea și cu Camelia Descălescu, erau prietenele cu doamna Marga Boreanu la care stăteam. Și când veneau pachetele, tata îmi trimitea cu avionul, era cardiolog, șeful aeroportului din Timișoara, căra pachetul până la avion și mai departe. Și zice, era să dea de alarma. Deci toată aristocrația din spate de la Doina venea, m-am trimitea Kremșnit. Pe vremea aia nu prea accesul la... Dar bine, dar numai aici, în București, eu n-am avut în Timișoara, nu? Deci veneau... N-a fost problema asta? Nu, pentru că era combinat 1.000.000 de porci pe an la Berexău. Deci și acum îmi povestește frate meu cum se venea personalul, s-au accelerat dimineața și se duceau că de la catedrală spre gară, era magazinul lui Cârpan. Și era mușchiulet, n-am avut niciodată. Bucureștiul era nasol. Da. Dar bineînțeles că în Timișoara niciodată nu s-a murit de foame. De la un anumit punct încolo a fost nasol, da. Trebuie să înțelegeți. Pe vremea era la sat. Eu am crescut la țară, da? Mama, când se făcea 15 iunie, mă împacheta și pe mine, pe frate meu, cu bunica mergeam la țară. Da, eu și acum umblu picioarele goale pe stradă, de bărbatul meu zice că sunt neam de țărat, de Banat. Da? De-aia, deci, ne trimitea și am crescut. Acolo aveai vacă, aveai gâscă, aveai rațe, aveai... Deci eu nu țin minte, bunica făcea pâine lunea. Noi am avut în Timișoara, în 1900 și prin anii 70, am avut mandatari. Tu știi ce e mandatari? Nu. Era un fel de capitalism comunist, cam cum e în China. Da? Și... aveai voie să-ți deschizi o cofetărie, o covrigărie, o nu știu ce, erau mandatari, care era țavarina cu frișcă, nu de la tub cum e, acum atâta era de mare, 1,75 lei era țavarina. Acum nu-mi dau seama. Păi nu, dar banii erau cam la fel. Deci, deci fac paritatea. Erau 2000 și ceva de lei salariul unui profesor, mama era profesoră de română, și era 1,75 lei țavarina. La 2500 de lei, cam așa acum, cât are un începător? 2000-3000 de lei, da? 3000, e cam da, același lucru, acum, da? Deci încă o dată. Și până s-a supărat Ceaușescu, că bineînțeles că băieții au făcut bani mulți, deci atunci au explodat micile afaceri. Se numeau mandatari. Nu știu dacă la București era, dar la noi, la Timișoara, eu am crescut la Casa Studenților cu castane prăjite. Timișoara întotdeauna a fost. Acum e mizerabilă. Cu toate cafenelele alea, oraș cultural european, cu friți, hai la... Bun, vreau să trecem un pic la... Da, deci de asta mă duc și mă sacrific un an. Dar stați că acum mai rămâne un pic pe subiectul ăsta. Deci ascultă-mă, mă sacrific un an. Ce șanse vedeți că ați avea? Din ce am vorbit și s-au făcut ăștia niște sondaje, pe bune, nu porcările de le fac ăștia. Deci, eu pot să fiu alternativă la Clotilde. Pentru că oamenii mă știu, am atâția bani de nici... Nici n-am nevoie de niciun leu. Așa, mulți, când mai stau de vorbă cu oamenii în jurul meu, tot timpul îi aud spunând, domnule, deci și în guvern, și la primărie și așa, ar trebui să vină oameni care deja au făcut bani în viață? Eu am foarte... Deci declarația care... mea de avere ar șoca. Puteți să vă spuneți aici. Sunt cu multe zerouri. Cu multe zerouri, declarația de avere a dumneavoastră. Dar n-am nevoie de bani. Tot timpul aud oameni care zic, domnule, așa ar trebui să vină și primar, și... Nu e chiar așa. Păi să știi că și clanurile astea de droguri au la zerouri. Adică să n-aibă interes să... ceva. Nu, trebuie caracter. Asta e clar. Să nu spună. E clar. Trebuie... Bă, eu nu sunt româncă, eu sunt 25%. M-a chemat Radivoievici. Deci stai seama, nu am... Manu, o să ziceți că sunt eu nu patetic. Băi, eu plâng când cântă inul național, în pui mei. Eu plâng când e vorba de... Eu m-am întors cu taxiul de la Belgrad în 81. Da, totuși, adică vă... Îmi place țara asta. Vă place, o iubiți, deși ați călătorit peste tot în lume. Peste tot în lume. Nu, niciun loc nu v-a
atras încât să zici, domnule, deci, bă, eu am fost plecat în Japonia în 80. Aș renunța la România ca să locuiesc, pentru că sunt foarte multe locuri. Eu în 81 am fost în Italia cu... Am conferențiat la Institutul de Fizică Teoretică de la Trieste. Aveam, m-au așteptat să mă ducă la poliție să fac, era atunci cu, să mă bage la 2-3 luni și aveam loc de muncă asigurat în Statele Unite. Și nu? Nu va, nici atunci? Deci aveam okay, loc de muncă. Înțeleg. Adică odată cu vârsta poate devii mai patriot. Nu, dragă, atunci... Hai că mi-a zis, în tinerețe... Deci imaginează-ți că am venit cu taxiul de la Belgrad. Erați și un pic, cum să zic eu, tatăl dumneavoastră fiind medic cardiolog. Păi da. Aveați și o situație... Nu-ți imagina. Nu, tata avea un trabant și mama și cumpăra opere de altă. Deci, da. N-avea locul din dreapta. Noi sunt ingineri amândoi și la fel duc dorul acelui trabant. Nu, câștigau 85.000 de lei pe lună, dar nu-ți imagina că aveam eu banii aia. Eu primeam 25 de lei pe săptămână. Eu muncesc de la 16 ani. Dau deci meditații la matematică. Cu toate că ați nu ne dădea avut nouă o situație bună, ați început să munciți de vreme. Da, nu, pentru că nu îmi dădea. Deci eu ei, ca mie... vrut să vă învețe... Da, spre deosebire de frate, mi-a luat mașină de când a terminat el liceu și a intrat la facultate și frate meu s-a... Deci n-au vrut să vă învețe cu ideea de bani gata, domnule, e totul pe tavă și gata. Tata a zis că trebuie să înveți o meserie, să faci bani, că la cât ești de tâmpită și de nebună, nu te ia niciunul de nevastă și ca dovadă am trecut și prin două... Și totuși ați avut trei căznicii, că vreau să ajungem și acolo. Primele două n-au contat. Primele asta două are n-au contat, 41 de ani. Pe soțul dumneavoastră, cum l-ați cunoscut? Pe soțul meu l-am cunoscut când am zis că nu mai vreau să văd bărbați în viață. Nu cred. De ce? Deci, nu mă știi de ce cum nu eram eu. Mai vedeți? Cum era? Pentru că... Ați avut eu așa o tinerețe, ați avut zbuciumată și plină de picanterii. Eu am trăit întotdeauna, că de asta și când dacă acum ajung primar, eu dorm, o să dorm în primărie. Las tot. Deci eu sunt pasională în tot ce fac. M-au zis că riscați divorț. Păi nu. Păi este pe tatăl. Dacă îl bag și îl pun să mă ajute și îmi dau putere, nu. Deci ideea e următoarea. Eu toată viața mea, așa sunt, toți sârbii sunt așa, nu știu tu. Eu sunt mai sârbai, că eu sunt neamul lui tata, de pe care seamăn, e din Țârnagora. Deci cu... Mm-hmm. Cuțite, de asta mm-hmm. Acum, că Muntenegru vrea să intre, nu e, nu știu ce... Mm-hmm. Și a zis președintele tău că o să-i ajute el pe muntenegreni. Deci, Muntenegru, Țârnagora, sunt munteni, cum sunt toșenii. Da? Acolo, zona aia e o zonă muntoasă cu oameni duri. Eu cu ei seamă. Eu sunt pasională. Deci mie dacă... Dar trebuie să cred. Dacă nu cred, nu fac nimic. Înainte să-mi povestiți cum l-ați cunosc pe soțul dumneavoastră, vreau așa din tinerețe, din adolescență, așa. Până la 27. Și vă vine în minte așa niște întâmplări din astea, așa, să ne... din astea picante. Picante? Ce picante? Că m-a întrebat, am avut un podcast, nu știu că... Cum erau? Cum a fost prima noapte de dragoste? Mă, tată, că nu mi-aduc aminte. Eu eram... Deci, cu Mara Bănică am fost. Și Mara zice, și cum a fost, doamne? Da, acum pot să vă întreb la ce vârstă a fost? Intram în clasa 12. A 12. Și, deci aproape de 18 ani. Acolo. Deci am avut o vacanță la Costinești, așa. Prima vacanță fără mama. Eu sunt crescută de aia. Trebuie să stai, să nu stai cu coatele pe masă. Jap! Trebuie să stai drept, că jap! Trebuie să nu te pupi în scara blocului ca servitoarele. Jap! Și ați scăpat. Nu, păi, cum ar veni? Așa am fost crescută. Adică, păi nu, după aia, adică nu, chestia asta uneori am văzut că nu... Atenție la părinți, că asta tot zic. Atenție, părinți. Sunt copii la care merge cu strâsul exact, și rugul. Exact, exact, exact. Și sunt copii la frate mea. Sau sunt la copii la care și la mine faci mai rău având metoda asta. Mi-a zis, m-am dus la mare singur. Am fost cu minte, că eu eram cu matematica, cu de-astea așa. Și eram și urâtă cu spume. Deci imaginează-ți o slăbătură. Zuza nebună, îmi spuneau la școală. Eram băiețoasă. Așa, și ați plecat prima dată la Costinești. Da? Aveam niște bețe, treceam, aveam niște prieteni. Titi Andrescu era, am trenat lotul american de matematică. Și făcea Titi, tu trebuie să te naști băiet. Deci eram rea, colțoasă, așa, băiețoasă, da, așa, și mă, nu, și pe scandal și pe ceartă. Și păram, nu fugeați de scandal, nu vă dădeați la o parte. Dacă copiau, am luat. Tovarășa, a copiat, nu cred, deci am luat bătaie, auleu, deci era rea. Și
am suferit pe chestia asta, că eu nu știu, și m-am dus cu prietenă. Adică era mai bine dacă părinții vă lăsau un pic mai liber, da, așa? Da, da, da. Bun, și ați plecat prima dată la coții mei singură. Tatăl meu era obsedat că o să mă pierd virginitatea. Acum și-o pierd la 12 ani. Eu nu sunt părinte. Da, deci, să țineți minte, unul dintre studiile recente confirmă că începerea vieții sexuale prea devreme și schimbul prea multor parteneri favorizează apariția cancerului de col. Și nu e o întâmplare că după aruncatul sutienelor prin anii 60-70 în Occident au apărut cancerul de col și cancerul de sân. Și asta știu și de la tata. Deci nu e întâmplător. Deci, organismul femeii este făcut să procreeze, da? Și hormonii ăștia care sunt în pui, în ce carne mănânci acum, fetele încep să aibă ciclu de la 12 ani, ajung femeile la menopauză la 40 de ani. Mult prea devreme. Da, și e o incidență foarte mare a cancerelor de col și de sân pentru chestia asta cu viața sexuală. Știau ce știau părinții noștri. Acum generația generația asta de 20 de ani au dat-o pe virginitate din nou. Dar nu din întâmplare. Vorbeam de preludiu și cu finalizare. Deci cel mai mișto sunt anii de liceu, în care visezi, citești. M-a prins maica mea, că eram în clasa a mult, maica mea foarte credincioasă, cu toți banii tata îi dădea la biserici, la asta. Și mă prinde în Joia Mare și acum, ce bătaie am luat atunci, mă prinde cu Decameronul. Acum Decameronul este frecție cu Diana la picior de lemn, pentru, apropo de ce vezi tu la filmele astea, XXL. Mă, și mă găsește maica, și acum țin minte, ăsta aveam o bibliotecă, pian cu coadă, trei paturi, că așa a crescut mama, cu Ford la 2 ani, și bunicul închis, și, dar am avut cărți, am citit la viața mea enorm. Și am găsit eu Decameronul de Bocaci pentru vremea aia și mă prinde maică mea în Joia Mare. Mă, așa o bătaie am mâncat, dacă o ții minte așa acum. Cum să citesc eu? Dar e Bocaciu. Bine, pentru vremea aia. Nu e pentru vremea aia, nu, dar eu am fost crescută. Aveam colege care se regulau cu profesorul de istorie în clasa 8-a, că nu s-a inventat relația profesor-elev acum. Clar, colega mea de clasa 8-a, de la Carmen Silva, avea dotată niște bidoane de alea așa. Eu eram purtătoare, așa ziceau că băieții, prietenii mei, purtătoare ilegală de sex. Te sufeream, îți dai seama. Era, nu era cu botox, nu știu ce. Și știa toată lumea că eu cu proful de istorie și toată lumea știa și toată lumea întorcea capul. Hai să terminăm. Și cu astea relațiile profesor-elev se întâmpla. Și se întâmplau și atunci. Hai, revin. Și eram o urâtă. Și eu cred că aveam un păr. Deci acum mă spălam pe cap și eram numai lațe și ajunsesem să mă tund aici, să stea puțin păr în sus. Și m-am împrietenit cu unul care lucra cu Phoenix, nu știu, care era 5 ani mai mare ca mine, nu făcuse facultatea, îți dai seama. Asta și l-am unde? Cunoscut la mare. Unde l-am cunoscut la mare. Acolo la prima plecare la Costinești, da, singură? Dar n-am fost cu minte, fost? Dar îți dai seama, eu de la tunsă cu breton, da, așa, da, da, cu tat, așa, nu știu ce, am nimerit într-o gașcă de petrecăreți cu noaptea asta până la 2. Fascinant, fascinant. Dar am fost cu minte, nu? Și am venit acasă și tata zice, bă, ai făcut-o? Nu, tată, pe cuvântul meu. Și o dată, de două ori, de trei ori. Era septembrie, eu trebuia să încep să mă pregătesc pentru admiterea la facultate, să bacalaureat. Am dat bacalaureatul la biologie, mi-a plăcut la nebunie. Am vrut să mă fac doctoriță, dar tata a zis că meseria asta nu e pentru femei care vor să aibă familie. Și a avut dreptate. Și dacă tot îmi zici, dacă ce să mai, hai să o fac. Și m-am întrebat. Dacă tot mă bazi la cap atâta. Dacă tot mă bazi la eu cap. Îți zic că nu și așa este. Și zic adevărul, ia părinți, da? Că am avut când am fost profesoară la Sfântul Sava, m-am avut aceeași problemă cu fete din familie de militar, de astea cu tata nebun, care la Sfântul Sava am avut o fată care s-a sinucis. Deci, încă o dată, atenție, nu sunt și acum e mai rău decât pe vremea noastră, că pe vremea noastră mai era o frică. Acum îți dă copilul în cap sau fuge de acasă sau, Doamne ferește, se droghează până moare. De ce credeți că
apropo de diferențele astea de comportament și de mentalitate. Prea multă libertate. De la ce s-a... E, aici, deci nici prea multă libertate nici nu-i prea bună, mult, dar nici prea multă strictețe în educația clasă, copilului. Da? Eu am avut că lucrurile au luat o razna și aici, fără să vreau, ajungem și la subiecte din astea la zi, legat de droguri și, și de ceea ce se întâmplă. Dar, bă, apropo de asta, erau droguri pe vremea dumneavoastră? Erau, bă, adică sigur erau. Dar nu erau. Noi ne îmbătam, tată. Existau. Deci, existau, dar noi ne îmbătam, înțelegi, și fumam. Deci acum țin minte... Și accesul... E, droguri clar existau, dar n-aveați acces. Dar nu știu de droguri, pe cuvântul meu de onoare, nu știam de droguri la vremea respectivă. Dar eram fascinat, adică era să fumez. Adică în adolescența dumneavoastră, nu e adevărat. Deci, îmi spunea tata, nu e bine să fumez. Pe vremea aia, pachetul de naționale, nu mai era un leu. Mărășeștiu era 3 lei și ceva, BT-ul, nu știu cât. Nu, nici nu mai există acum pe piață, da? Și aveam Virginia, care era o tată. Și tata, care primea, era medic, era pe vremea aia, cafeaua Wiener, da? Era... Ce râs, Paule, n-ai prins BT-ul? Da. Mai ai și acum, mai ai și acum sub asta. Deci, încă o dată, era, tata avea medic, da? Nu știu, pe lângă 80.000 de lei pe lună, câștigă. Era cel mai bai, avea pacienți din toată Europa, veneau la el. Fiul de țăran, prima generație de încălțați, ea venea, punea bani și acum ți-mi minte, aveam patul, recamierul ăla mare, dormitorul ăla din lemn de trandafir și se începea să se scoată asta și făcea așa un munte de sute. Era Bălcescu, ăla albastru așa. Și mama dimineața când cerea bani nu mai era nimic. Bălcescu, dădea la care s-a uitat George Mihăiță în BD, dacă țineți minte. Da, dar nu vreau să spun că mama, a doua zi nu mai era nimic. Când a murit tata avea 5.000 de lei, de-abia l-am înmormântat. Pentru că mama, toate bisericile, toate mănăstirile, toate familiile. Și durerea a fost că după ce a murit tata și n-a mai avut bani, n-a mai cunoscut-o nimeni. Atenție, păi și românii din punctul ăsta de vedere sunt, deci, toți ăia care era plin la noi, deci tata când veneau porci, și cum ați minte, veneau porci, stătea tata când în izmene, plină, era a doua zi de Crăciun sau de Paști, nu mai era nimic. Plină, toți. Și a doua, după ce l-am mormântat pe tata, și... nici nu mai cunoșteau. Mama n-a mai ieșit din casă de la Revoluție. Tata a murit cu 3 luni înainte de Revoluție, în niște condiții. Anyway, deci să revenim la... Unde v-a prins Revoluție? Pe mine, la București. Eram măritat. Eu m-am căsătorit cu Victor în 87. L-am luat eu de bărbat. L-ați cerut dumneavoastră? L-am obligat. Cum vine asta? Imaginează-ți. Dar l-ați cunoscut unde, așa, pe scurt? Nu, l-am cunoscut pe Victor. Deci eu, după ce am avut căsătorii, am vrut să mă... un iubit în liceu, cu care am avut o pasiune de aia nebună, a încercat să mă omoare, mi-a pus cuțitul la gât. Și a zis, Nu cred, așa? Da, sunt serios? Nu, am avut niște... Eu sunt pasional acum, săracul. Păi știu, dar pasiunea asta parcă are și un pic de... Deci, o tragedie, o limită. Deci îți dai seama că stau cu Victor de 41 de ani. Și acum mă întreabă, unde pleci? E gelos? Este... Nu, neapărat. Bărbatul român, pentru bărbatul român, femeia, face parte din... Are chei de la mașină, le pune pe masă, da? Are ochelarii, deși poartă mai nou ăștia, n-au păr pe cap, dar au ochelarii. Da? Uite, ceasul. Dar nu-s de soare. Ceasul. Ai și tu? Nu, imediat am zis că l-am prins. Ceasul, să se bagă ceasul. Că la păr nu, da? Stai prea. Și nevastă, tată. Nevasta și acum, dacă nu-i botoxată, și nu, în sfârșit, paurele din Timișoara și la Timișoara, nevasta trebuie să fie, face parte din accesorii. Și eu știu. Și mă întreb, unde te duci? Iar te duci la televizor. Ba, da, casă nu poți să stai? Bați câmpi acolo, nu mă spui, nu mă prostin. Este gelos și pe televiziune. Deci eu sunt proprietatea lui și am voie cât e zgarda. Dar cu mine nu merge. Am învățat la bătrânețe. Dar tot se enervează. I-a luat mulți ani să... Nu, să dar nici acum nu înțelege. Mă îngrozesc dacă totuși... o să-i spun că vreau să... Eu toată viața mea am făcut ce am vrut. Și dacă am fost cu minte, ascultă-mă, am fost cu minte... În contextul familiei și de părerile lui. Nu. Totdeauna am făcut ce-am vrut. Și am convins pe el să facă ce vreau eu. De la lesul casă, nu sunt... Când m-a dus tata prima oră la biserică, în prima zi de școală, și m-a întrebat, tată, ce vrei să te faci tu când ești mare? Directoare mă fac.
Aveam 7 ani, cum eram cu șorțulețul ăla negru. Și cum așa ați ajuns să fiți deci profesoară? Deci toată viața mi-a plăcut să conduc. Nu. V-a plăcut matematica de mică? Nu, tată. Eu am vrut să mă fac... Întâi am vrut să mă... Am avut expoziție de pictură în clasa 8. Am vrut să mă fac... Eu am făcut haine. Ca și chiloțăresele astea de acum. Uh-huh. Că eu adică fac haine... un fel de creatoare de chiloțăre, de modă. Și îți dai seama de ce... Gândește-te că la Occo veneau din materiale, deci ce blugi am avut eu și ce materiale veneau de la Belgrad. Belgrad după vremea lui Tito era ceva, da? Și eu am, rochea mea la prima nuntă, da, e făcută de mine cu tantinuții. Tantinuții avea doi dinți, fuma carpați, avea degele toate galbene. Păi, și se punea la mintea mea. Și tata, ca să stau cu minte și să învăț, că eram, am fost nebună, maică mea mă bătea că nu mă spălam, aveam unghiile murdare, cred că pe vremea aia venea doamna învățătoare sau tovarășa și era la control. Și eu, vă dați seama, am prins și eu treaba. Deci eu am fost toată viața mea, eu cu picioarele goale, de mică mă îmbrăca maică mea frumos, direct cu rațele, cu alea. Am fost zuza nebună în toată viața mea și mi-am trăit viața cu o pasiune extraordinară și aș face la fel. Nu-mi pare rău de nimic din ce am făcut. Ați avut mulți prieteni în adolescență? Nu. Îi mai aveți? Iubiți? Nu, prieteni, gașcă de prieteni. Gașcă de distracție și prieteni în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că aud foarte multă lume și stau de vorbă cu mulți oameni care spun, domnule, prietenii în viață sunt foarte puțini. Evident. Și puțini rămân aia din adolescență, perioada facultății. Nu sunt lupi singuri. Ați avut o gașcă de asta mișto, așa? Niciodată, totdeauna am fost între două lumi. Să-ți explic de ce. Timișoara. Toți copiii de doctori aveau gașca lor, se întâlneau, iar se schimbau parteneri între ei, erau acolo, era gașca copiilor de doctori. Se schimbau partenerii la ce? Da. Deci era... metoda swinger și atunci. Da, și atunci. Cum e acum cu ăștia, cu săgețile și cu alea gagicile de Dubai. Așa era și atunci. Dar era cerc închis. Okay. În care eu n-aveam acces, că eu... mie trebuia să-mi spui un secret în jumătate de oră, știa tot. Și păram. Deci nu mai, deci ăștia nu, că erau. Vă spuneau un secret și aveau încredere că nu spuneți. Nu, deci eu și? Deci de mică și cu frate mi-o făceam. Taică mea ne aducea numai bunătăți și împărțea la doi, da? Frate meu, mai papagal, de l-am învățat că dacă îi păcălici, a câștigat și săracul de el. Deci, până taică mi-a zis, ești prost, uite-te asta. L-am chinuit pe frate meu. Și frate meu lua și nu putea să mănânce și le ascundea. Și eu vedeam, eu mâncam repede tot. Uh-huh. După care mă duceam și luam și al frate meu. Deci am fost groaznică. Și asta eram și în școală. Tovarășa, ăla copiază, ăla nu știu ce, nu e cinstit, nu-i drept. Eu am fost avertizor de integritate. De a vă apropia așa de oameni, ci de a vă îndepărta. Că ușor, ușor la din astea începeau să vă urască. Eram avertizor de integritate în orice chestie, da? Dar nu, dar niciodată, eu am fost pentru lege, să fie legea, ordine și disciplină. Și întotdeauna când era o nedreptate... Dar bine, acum într-o gașcă deci de prieteni se mai... Nu există, nu treci există. Treci cu vederea nu. Una, eram, alta mai... eram rea, urâtă, scârbă, da? Și prieten să am, da? Ați fost vreodată trădată de un apropiat sau de un prieten? Păi nu am avut încredere în nimeni. Am fost singură. E o rețetă pe care să... Mai, nu știu... Să mergi, adică nu știu... Eu n-am tineri, încredere de exemplu... E o chestie așa pe care o recomandați? Mai bine să n-ai încredere sau să n-ai așteptări la cei din jurul tău? Știi ce am făcut? Am căzut dintr-o extremă între alte. La început nu-ți dădeam precai de la zero și trebuia să urci la 100%. Ca să ai După care am căzut în extrema cealaltă când am venit în București. Și erați prea credul. În București a fost de aceea, a fost nasol, pentru că acolo eram fata doctorului Radivoievici. Da? Aveați așa un statut mai privilegiat. Deci când mă duceam undeva, fata lui Sandu Radivoievici, mi se deschideau toate ușile. Am venit în București, numai 10 pe linie, și am avut o problemă, că nu mi se deschideau ușile. Și am învățat, exact, acolo eram fata doctorului Radivoievici. Aici am luat-o de la zero. Aici am devenit Monica Radivoievici,
pe spinarea mea. Și a fost super mișto, pentru că dacă nu plecam... Ați fost obligat automat să, aici, când ați venit în București, și nu vi se mai deschideau ușile, așa cum spuneți, ca nu, eram acasă, nimeni. Să urmați niște principii, adică ați învățat niște principii de viață. Păi da, vorbeam bosgorește, da? Eu la noi în casă se vorbeam et kicit mogiorul, ein wenig deutsch, sârbește, vorbea tata și da, la noi. Și aici aveam un accent, dacă vezi, când ai colegi care au lucrat la televiziune prin Ardea, aveau un accent, da? Și îți zicea Bosgorița, da? A trebuit să aveam numai 10. La București numai băieți aveau numai 10, fetele n-aveau. Bată-te cu ăștia olimpici și așa mai departe. Și am învățat să strâng din dinți. Așa. Și să mă impun. În primul rând, m-am întâlnit acum 20 de ani, 30 de ani, terminarea facultății, în povestea asta. Deci, în fiecare dimineață, toți eram în bănci, tu totdeauna intrai în ultimul minut și aveai o altă toaletă. Deci, nu vă pot spune cum mergeam și ce puste. Și colegele mele, pe care eu le uram, pentru că mitici cu cei de București pentru așa, mine, aha, se uitau la mine, Bosgorița de la Timișoara cu aere. Deci, aia a fost foarte nasol, că am venit în anul 3. Toți ăștia erau deja gașcă formată. Cât a durat până ați intrat un pic în gașcă? Anul, deci am intrat la facultate în 75 și în 77 m-am căsătorit, am divorțat după 3 luni și tata a zis, out, nu mai mi-ai făcut de râs. Zăi, mi-a făcut nuntă, 300 de persoane. Cum se face acum? Toți rectorii, știi cum e? Nunta în București. Unde? Nu, la Timișoara. La Timișoara. Acolo unde există un domn în Parlament acum care se ocupa cu... La Conti! La Conti veneau curvele din Italia și se regulau pentru ciorap și de-astea. Deci, Conti din Timișoara era deci atunci, tariful mafion. Consta în alte lucruri, nu numai în bani. Acolo la Conti am avut 300 de musafiri, tot, am avut trenă de 50 de metri. Film. Făcută de mine, da? Și după 3 luni de zile am zis, toată, eu nu pot să trăiesc cu ăsta, că ăsta vrea să mă ducă la cânta la violoncel, eu vroiam la discotecă. Nu prea vă... Nu. Și am divorțat, am plecat. Și tata a zis, da? Un divorț urât, că îți dai seama. N-a căzut bine pentru să divorțez în provincie, maica mea nu mai scutea. Nu, pe vremea nu prea, nu se concepe așa ceva. Fata mea a divorțat și am divorțat de ăla cu scandal, cu spart rozentalul, cu soac. Deci nu, nebun. S-a mai păstrat în provincie și toată lumea, s-a mai păstrat chestia asta că, domnule, dacă vrei să divorțezi, mai bine nu, că nu dă bine. Nu te, ce zice lumea, nu? Dar îți povestea o prietenă de-a mea care a rămas în Timișoara, Ileana, zice, de nunta ta s-a vorbit 3 luni până la divorț și s-au mai vorbit 2 ani. După aia, după divorț. Deci, nu, pe am sărit pe geam, am plecat, nu, nebună. Dar bănuiesc că ați făcut-o, adică atunci așa ați simțit. Eu am făcut întotdeauna ce am simțit. Asta zic. Da? Și întotdeauna am făcut cu pasiune. Da? Și până la urmă, dar niciodată, atenție, n-am fost vulgar. Am trăit în plin, de-alea, cum vezi, în amor, în divorț, în stil italian, de asta așa. Dar întotdeauna, vezi ce înseamnă totuși educația din familie. N-am sărit calul niciodată. Asta vreau să vă întreb. Ați avut, v-ați îndrăgostit vreodată, nu știu, așa tare încât să... fiți dispusă poate să vă certați cu familia, cu părinții, să plecați, nu, să fugiți. Dar tot timpul, păi, dar la a doua căsătorie am sărit pe geam pe 4 ianuarie, că eu vreau să rămân în București și pe geam trebuia de la ce etaj? Era București, era închis, da? Și eu aveam, pentru că m-am dus la un examen de cercetări operaționale, unde era șeful de la BOB, era exact geia cu ochelari de cal, mi-a venit mie să mă duc cu număr gol și cu niște... De-astea aveam un volan care ieșea și cu piciorul tâmpită, da? Eu totdeauna 10 le-am luat pe bun. Și m-am dus la cercetare și mi-a dat... eu, la toate examenele la care n-am luat 10, m-am dus în toamnă la mărire. Și aveai voie la 2 măriri. Ei, în anul ăla aveam 3 și am zis la cercetare. Și am terminat cu 9-98. Am avut un singur 8 toată facultatea. Eram... fără lipsă de modestie, eram de 10. Da? Și atunci îmi permiteam
să fiu nebună, să mă duc odată cu... Săracul era profesorul Teleman în anul 5, m-am dus aproape dezbrăcată la examen și profesorul Teleman era un domn, era... Ce-a fost în capul meu? Era anul 5, jucam bridge, eram... Ne îmbătam până dimineața la 3, ne duceam dimineața la 7, la 8, la facultate, era... Am avut liceu și studenție super mișto. Deci, distracție nu, ca lumea. Nici nu-ți imaginez distracție cum era, pe bune. Când era studenția, da, în București. Pe eram unde la, se... pe eram la unde universitate. Care erau locurile astea de, pe care le frecventați? Da, deci, noi la matematică, de ăștia, mai olimpici, mai nu știu ce, eu n-am fost la olimpiadă niciodată, dar eram mai elitiști așa. Mergeam la cluba, ascultam muzică, mergeam să mâncăm, că vorbeam cu Rică Răducanu la un moment dat. Era Berlinul, la doi pași. Și mergeam la Berlin să mâncăm în pauze, când eram socialist, științific sau ce pui mei de materii de astea inutile aveam. Se făcea, se coletă, se dădea șpagă la profesor, la asistent și te duceai și vis-a-vis de Casa Armatei Berlinul. Da, acum nu mai știu dacă mai e. Mergeam și mergeam la Berlin și făceam o donă. Ne jucam bridge. Bridge-ul e pentru intelectuali, așa cum rugby este pentru... E mai de dur, dar e jucat de intelectual și fotbalul de papagali, da? E, așa era și la noi, la noi eram o gașcă dragă și am făcut atunci toți munții României. Dar și cum îi făceam? Cu iamă nene? Și cum ne opream undeva să schimbăm, să mai facem autostopul, mai făceam o donă. Jucam brici și canastă. Când l-am cunoscut pe tatoi, mi-a aruncat cărțile, dar și n-am mai jucat. Da, ați avut vreo beție din asta, apropo de distracție, de nopți pierdute în liceu, facultate? Taică mi-a învățat să beau. Pe care să o țineți minte, așa, adică... Nu, niciodată nu mi-am pierdut. Deci, eu am învățat de la tata următorul lucru. Taică mi-a... Băiat de băiat, a fost medic militar. Și pe urmă a fost medic la Policlinica Studențească când avea 1,90 m și 80 de kg. Frumos de pica, da? Deci, tata... Hoher. La noi în Banat se numește Hoher. Hoher. Da? Și mata m-a învățat. Poți să bei, dar niciodată n-ai voie să-ți pierzi, mai ales dacă ești fată. Da? Bine, și pe fetele mele la compania unde am lucrat, le-am învățat să bea. Deci, să la noi, la mine, la firmă, suedezii erau disperați, că ei, ce vreți, să, apă cu lămâie, mai lasă-mă apă cu lămâie. La ora 12 se deschidea șampania românească și... I-am corupt și până spre suedez, deci ei beau apă cu lămâie și eu am chemat, tot așa, am călcat pe accelerație tot timpul, pentru că știam că sunt profitabilă, că au nevoie de mine și știi cum faci, bagi. Dar aveați încredere în dumneavoastră. Foarte. Aveați încredere în acțiunile dumneavoastră. Păi da, credeați, am fost cea mai profitabilă, că când eu mi-am dat demisia, au căzut acțiunile la bursă. Nu puteam să spun. Și... Da. Da, cum a trecut de la... Deci, despre sârbi știi cum se spune? Cine a văzut cal verde și sârb cu minte? Deci, din punctul ăsta de vedere, în viață mi-am futut norocul pe mâna mea, pentru că am avut prea multă încredere în mine și Dumnezeu. Și Dumnezeu, vorba lui mama, mă rog pentru tine, deci roagă-te să nu mor prea repede, să poți să te mai salvezi. Pentru că tot timpul am apăsat accelerația până la buza prăpastiei. Noroc că l-am întâlnit pe tatăl. Care-i, apropo de asta, un principiu de viață la care nu ați renunțat niciodată? Niciodată să nu faci cuiva rău. Prin fericirea ta. Deci niciodată, pentru că n-am călcat peste cadavre. Pentru că, asta știu, în tinerețe, că acum e la modă, am doi copii, povestea un taximetrist ieri, azi de dimineață, după 23 de ani a plecat nevasta cu instructor auto. Bă! Și omul aproape plângea după 23 de ani de căsnicie, să te înșele nevasta și să te și bată. Da? Deci nu faci chestii de asta. Fericirea ta trebuie construită fără să creezi nefericirea altora. Dacă te duce, nuca. Dacă nu te duce... Și pe urmă te miri când după ani de zile ce se întâmplă, de ce se întâmplă. Uite de aia, pentru că într-un moment, pentru ca tu să te simți bine, ai făcut pe cineva să sufere. Nu faci chestia asta. Și am făcut-o și eu, dar la nivel mai mic. Din egoism. Oamenii sunt egoiști, iar în tinerețe ești foarte egoist. Dar eu cu asta mă pot, am trăit viața din plin, dar niciodată
Niciodată, în nebunia mea, n-am făcut pe cineva să fie nefericit. Am preferat să fiu eu nefericit. Vorbesc mai ales de astea, amorul și de... Am renunțat pentru că nu trebuie să provoci lacrimi ca tu să râzi. Asta este o chestie pe care vă spun. Și când e vorba de business, niciodată în business, cum zice în Biblie, ți-a greșit astăzi, odată, îl ierți, ți-a greșit încă o dată astăzi și de 7 ori dacă îți greșește, trebuie să-l ierți, dar asta nu înseamnă să uiți, trebuie să-l ajuți dacă chiar să-l ești creștin. Să-l ghidezi, să-l susții, da, cumva. Nu să-l susții, îl pedepsești, dar eu așa mi-am crescut și copilul și mulțumesc lui Dumnezeu, a ajuns la 30 de ani și nu mă face de râs. Și cu lumea asta, cu droguri, cu de-astea, cu nu se duce la baruri și la... Are o mașină... Există vreo metodă apropo de asta. Dar trebuie tot timpul să fie alături de el. Așa cum a fost mama. Eu am greșit, am fost groaznică. Greșit și credeți că acum ce vedem în prezent... Părinții sunt de vină. Asta vreau să vă întreb. Copiii care provoacă tragedii după părinții ce sunt consumă... Uită-te la mama, uită-te la mama copilului de la Târgu Mureș. Devin dealeri și consumatori. Cine-i de vină acolo? Deci cum s-a ajuns și cum stopezi mai departe chestia asta să nu escaladeze și mai mult? Deci, fiul meu a făcut la școala americană. La școala americană se știa. A terminat în... Acum are 30 de ani, îți dai seama. Dar pe vremea lui Ceaușescu, deci până în 89, de fenomenul ăsta al drogurilor în România... Dar n-aveai nevoie de droguri. S-auzea sau nu? N-aveai nevoie de droguri. Deci era... Bine, pe nici acum n-ai că poți să consumi alcool dacă vrei să te distrezi. Bine, nu că aș încuraja consumul. Știi câte zile de pe săptămână se muncea? 6 din ce știu la IMEI și sâmbătă, da? Nu? Da, da, și sâmbătă, da? Da, da, da. Știi la ce oră se închideau barurile și nu știu ce? La ora 10 seara. N-aveai voie, da? Okay. N-aveai voie să consumi alcool până la ora 10. Îți dai seama că era adrenalină să încep să te îmbezi la ora 9. Da? Deci încă o dată, aveai ocupație. Deci ți era frică. Deci dacă n-aveai un loc de muncă, pe vremea lui Ceaușescu, te lua cu poliția de pe stradă. Asta știu, da. Da? Bun. Deci, ți era frică. Și atunci, când prindeai o petrecere, făceam noi, stăteam până la 4 dimineața, nu știu ce făceam. Dansam și ne îmbătam și fumam. Erau și pe vremea, eu am prins, de exemplu, Zaia Fetu, 14, 15, 16, 17 ani. Razaif. Așa ziceam noi. Petrecerile le-am prins pe alea de apartament. Ai, da, se numească, mergem la Zaif, la... Doamne, deci cum erau? Nimic mai frumos la capitolul petrecere. Se afla, deci, când am, la 18 ani, când m-am dus cu ăla, că să-mi scap de gura lui mamă, tot așa. Deci, știam, se duce la congres domnul doctor cu doamna doctor. Ne mutam acolo și vorbesc de zona aia, liceul Loga, și acum e un fel de Sava. Cum e Sava la București, la Loga. Și știam, și erau toți copii, unii procurori, doctori, ăștia. Și la mine pe etaj era Cristina cu măsa și taică-sul era șeful secției de nu știu ce, boli infecțioase, profesor. Și ne duceam și făceam petreceri, dar mă uitam, m-am îmbătat într-o zi cu fiul meu, într-o seară, era la Milano, era student la Facultatea de Design Europeană. Și am stat să-mi beau cu ei, să văd despre ce discută, da? Erau 5 băieți, așa, fără gagici. Unul era... Diego era gay și foarte mic, cel mai deștept dintre ei era gay și era unul care era belgian, care la sfârșit dimineața mi-a zis, zice, dacă divorțează domnul tatăl, eu vă iau de nevastă. Deci am stat, da, vezi tu ce nu fac părinții. Am stat. Bineînțeles, eu știu să beau, ei nu știu să bea. E foarte important. Încă o dată, deci asta ar trebui să facă părinții. Deși am stat, acum... Deci ei amestecă băuturile. Ascultă-mă, amestecă băuturile. Și nu mai știu ce să fac. Și atunci... Dar eu mai am o teorie, că bei ca să te îmbeți, că dacă... Nu bei ca să te îmbeți. Dacă tu te simți bine, mă refer aici la cazurile în care cel care bea... Nu. Păi, dar nici cel mai... care bea, îi place starea aia euforică, așa, da. Să fie amețit, să... Ce am învățat de la tata. Vorbesc de o anumită limită, da? Ascultă-mă, trebuie să bei același lucru. Beție te distrezi. Nu. Trebuie să dispară constrângerile, că nu zic aia, că să-mi deranjez pe aia. Deci, eu am fost la petrecerile astea cu multinaționale, la fel. Și atunci, ideea e următoarea. Tu trebuie să știi
care este limita. Da, perfect. Deci, deci eu am învățat de la tata. De exemplu, încep cu un whisky, da? Păi bei whisky cu apă până la 4 dimineața, dacă este. Și nu te îmbeți, și mai mănânci, și mai bei whisky cu apă, bei vin. Păi da, da, aici, eu, aici mie... Nu, bă, amesteci băuturile! Nu amesteci, nu! Dar acum schema asta, să știi, să bei ca până la 4 dimineața, să nu te îmbeți. Adică scopul nu e un pic totuși să te amețești, să te distrezi. Eu vorbesc aici doar de distracție. Nu vorbesc de cei care se îmbată, fac urât, nu, dar sunt penibil. Iar o femeie, nu, o femeie care se îmbată... Să bei un pic, să te distrezi. Păi da, dar trebuie să știi, să-ți cunoști organismul. Să-ți cunoști organismul și eu pot să beau o sticlă de vin roșu, după o sticlă de șampanie și n-am nicio problemă. Mai zice filmul, se simte după cât de agresivă sunt în argumente, da? Vei mă știe, da? Dar niciodată, cel mai urât lucru este o femeie care își pierde controlul. Da, de acord. Este, e, deci, și le-am explicat și la elevele mele, că i-am învățat și pe elevii mei. I-am învățat la Sava să bea, să se dea cu surf-ul, să se dea cu schiurile, i-am dus pe munte, i-am învățat dansuri de societate. Asta trebuie să facă profesorul. Păi și asta trebuie și... să facă și părintele. Și să stea de vorbă cu ei. Ionuț, deci părinții care... Vezi mămicile astea de la, la școala americană, erau toate, cum să se întâlnească, cum să facă, să dea bine la, la americani. Păi, eu nu m-am dus niciodată la chestiile astea. Și i-am controlat cercul social. Marea problemă cu drucul. Deci, filmul a terminat acum 12 ani, da? Îți dai seama că în clasa 10-a, deci acum 14 ani, îi veneau și le luau probe de urină, era, că se știa, deci drogurile erau... La marea mea problemă a fost să nu se drogheze, poate să încerce, că toți au încercat, dar să nu devină addicted, să se controleze. Uitați-vă la mine, în ochii mei, mă credeți că eu n-am încercat? Păi... Vă dați seama că n-am niciun mod... Deci încă o dată, eu puteam să dau la cât îmi place mie șampania și vinul, n-am nicio problemă, eu n-am încercat. Mie îmi place să fumez, eu fumez, da? Ei nu mai fumează. Deci, și chestia asta cu fumatul, că am vorbit cu niște prieteni din America, au interzis fumatul. Fumatul îți dă o stare, fumatul, eu recunosc fumatul, eu nu pot să eu scriu articole editoriale, politice, să înjur pe ăștia. Păi, trebuie să beau un pahar de vin roșu și să fumez vreo 5 țigări până îmi iese un titlu care să-mi vândă un subiect de la foarte agresiv, că titlul vinde, da? Și atunci îmi pun un pahar de vin roșu, fumez, mai un o țigară și iar vine bărbatul și zice, iarăși... Da, fumați mult? Fumez cam de la 18 ani. Și fumez între zero țigări, dacă mă duc și fac sport, așa, la munte, schiez, sau mă duc la scufundări. Deci aveți zile în care nu... Da? Da. Sau când merg cu avionul. Eu nu mă duc să-mi cutiile alea să... Nu. În schimb, pot să fumez și două pachete pe zi. Dacă am o dezbatere, mă cert cu unii, mă duc în America, mă duc, deci când sunteți mai agitată, da, pe mine, dacă... de exemplu, fumatul pe mine mă agită. Deci pe mine fumatul... Da, eu sunt fumatul agitată agită. Non-stop, adică nu trebuie să fumez. Simt nevoia să fumez când sunt foarte obosit, de exemplu, dimineața la cafea. Eu n-am pus gura pe țigară la cafea 10-12 ani de zile. Ionuț, trebuie... Nu simt nevoia. Nu simt? Dimineața la cafea, nu. Doamne, deci eu până în 2-3 după amiaza, eu efectiv nu vreau să vă țigări. Într-adevăr, după aia, dacă când sunt mai obosit, când așa, simt nevoia să fumez, în special seara. Dar nu după mult. După ce adică vii de la fumez, muncă. Nu, dar când eu sunt la muncă... Nu, sau dar, după ce vin, da. Ce m-a învățat tata? Mi-a zis următorul lucru. Tata, nu trebuie să fumezi mahorcă proastă. Deci naționalele erau, nu pot să spun cum are, deci miroseau mâinile mele, că mi-a zis un prieten iubit care nu fumă, zice, băi, nu poți să-ți imaginezi ceva rău. Ce miroși, ce miroși, deci nu poți să-ți sărut. Zice, fiul meu le zice la gagicile, că și-a lăsat ai două gagici. Ai prins paulele naționale? Da. Deci, da, nu, dar știi cum puțea? Puțea de groaznică, așa cum puțea BT-ul, că proful nostru de Haivas, Dumnezeu să-l ierte, fuma numai BT. Și când intra în clasă, se deschidea ușa, înainte să intre catalogul, intra mirosul de mahorcă, BT-ul era groaznic. Și atunci taică meu mi-a zis așa, așa cum țin minte, într-a 12-a, mi-a zis, tată, trebuie să intri, că tu ești nebună, femeile trebuie să fie atât de deștepte cât să se bage sub streașină când începe să plouă. Că voi sunteți niște, așa, stai cum era misogin la greu, zăi zi de cum am ajuns eu. Și zice, uite aici cheia, da? Nu bei porcării și nu fumezi porcării.
Da? Și am avut cheie din clasa 12-a și la 3 noaptea, dacă îl sculam pe domn doctor, tata vrea niște mititei. Se ducea tata, suna la telefon, îi aducea ospătarul care era bolnav de inimă și era pacientul lui, venea de la Conti cu mititei, eu așa am crescut. Și de-aia parașutată după 2 ani de zile în București, unde nimeni n-auzise de doctorul Radivoievici, da? Nu mai erați așa privilegiată. Da, a fost un șoc, așa? Dar, a fost? Dar vezi tu cum e mică lumea. Când la Revoluție, așa. Eu eram cu doctorat, cu nu știu ce, dar eram gură mare. Deci eram... Nu puteam să-mi dau teza de doctorat, că am curlat, am luat de Ceaușescu, de deștea. Și era Șora ministru, dacă tu ții minte, Dumnezeu să-l ierte, Șora era ministrul educației, în primul guvern, 1990. Aveam 4 ani. Deci bun. Șora era ministrul educației. Și zic, tata, eu vreau să mă duc, eu nu mai vreau să stau la școala generală, că doctorat, că vreau să nu știu ce. Și, nu tata, lui maică mi-am spus. Ca să vezi, tata a murit în 89 în noiembrie, în niște condiții. Și domnul Șora m-a mutat de la liceu, de la școala generală din drumul Taberei, la Sfântul Sava, pentru că tatăl meu i-a salvat mama de la moarte. Avea el, Șora, problemele lui, dar eu am, domnul Șora a dat telefon și eu m-am mutat profesor la Sfântul Sava. Și am plecat în 95, că m-am supărat că nu, după ce am fost în America, am vrut să schimb. Uite, aș fi foarte bun de ministru educației. Apropo de America, da. Ați trăit în perioada niște în care... Idioți. În perioada idiot. În care era chestia asta cu... Cred că mai e și acum la unii, dar era perioada aia cu visul american. Nu, niciodată n-a fost. Bunica mea a fost cetățean american. Da? Bunicul meu, străbunicul meu, tata lui Memi, e mormântat, am locul de New York unde e mormântat. Eu tot sunt uimit tu de treaba. Tu ești cu visul asta. American? Sunt, deci, măi, încă o n-am dată. N-am fost. Ascultă-mă, eu merg din 1900. Fost, nu știu dacă pot să-mi dau cu părerea. Eu din 1900. Dar așa, da, un pic, da. Deci, măi, de când au bombardat Belgradul în 92-93, eu nu pot să-i văd în fața ochilor. Dar eu le-am zis. Ba. Deci, Australia, dacă ai fost în Australia? Nu. Deci imaginează-ți cum ar fi Rahova, penitenciarul Rahova transformat într-o țară. Serios? Păi, acolo se duceau toți violatorii, hoții, nu știu ce, acolo când pe la sfârșitul secolului 19 în Londra nu mai aveau loc în pușcării, băgau pe nave și trimiteau în Australia. Da? Cine s-a dus în Statele Unite după descoperirea aia? Ăia cei mai săraci, cei mai n-au avut nimic, da? Păi bun, și de deci ce a devenit sunt lipsiți asta de maniere. Deci, cum s-a născut treaba asta cu visul american? Păi visul american s-a născut pentru că acolo au plecat de la zero, da? Deci nu ți mai... Deci când intri într-un restaurant... la un moment dat că umblă câinii covrigi în coadă. Acolo s-au mai cizelat a doua sau a treia generație de încălțați ăia de la Boston, Massachusetts, ăștia, care au ajuns între timp extrema stângă, cu neoliberalismul, cu păsări, cu gâște, cu asta, cu orice vrei. Se stinge o lumină aici, doamna Tatoiu. E tot un regulă, băieți. Deci la Zaia Fet se stingeau luminile după o anumită oră. Exact. Da, mai trat de vreme. Da, și mi-am adus aminte că deodată, la un moment dat, tatăl lui Mircea Boțoacă, săracul de el, acum aici, a fost colegul meu de mine. Și zice, Monica, mai ții minte când a venit mama de la, că măsă era mare șefă, pe nu știu unde, și a venit. Și noi repede să ne... Eram dezbrăcați, ne-am luat hainele pe toți. Hai de mine, deci a sunat-o pe maică, eram clasa tot așa, 10-a, 11-a, dar nu eram vulgari, încă o dată, ăștia sunt vulgari. Deci ce vezi acum, ce-mi povestesc copiii, prietenilor, că cu mine stau de vorbă, cu părinților nu stau, ce se întâmplă în toalete, ce se întâmplă în pod. Deci... Nu se întâmpla pe vremea aia, ziceți? Pe vremea când eram, ouălă, deci serio? La mine, eu când treceam așa. Pe culoar, și-mi povestea Cristi Băureanu, zice, bă, când ai apărut cu o fustă care era și... nu ți se vedeau chiloții, că avea, era căptușala numai până aici. Și am văzut prima oară în viața mea gleznă, de-aia de gleznă la asta și cu tocuri înalte și pe asta. Și când ai țipat la noi, ăsta recalcitrant. Deci veneam și îți dai seama toate babele alea, eu, venită de la
9.98 să predau teorema lui Pitagora la capătul 105, îmbrăcată, nu știu cum. Mamă, ce m-au mușcat de fund, mi-au dat toate călea, ieșeam noaptea la 8, mi-au dat toate clasele cu repetenți, cu de-aia, e groaznic. Dar totul mi-a prins bine, pentru că mie, dacă îmi spui că nu poți, apropo de primăriță, hai să mai indică vreo doi că nu pot. Mai tare să pot. Păi, așa, mai tare așa sunt sârbii. Și revenim la America. Deci sârbii nu o să ierte niciodată pe americani. Pentru... Eu mi se sârbaică puțin așa. Nu? Deci, păi, tu, a doua, a treia generație de încălțați, păi, când intri în Paris, unde le place să vină la americani, și intri într-un restaurant, vezi imediat care sunt americani. Francezul, nu, și copilul francez nu țipă la masă. Și cele mai nasoale sunt ele, femeile. Deci femeile americance sunt atât de prost crescutele. Și eu am foarte multe prietene din lume. Da. Și eu le rad. Dar le place că eu știu istorie. Deci am în fiecare an în mai, mă duc, am americance din toată... Unele sunt mai educate. Dar toate astea care sunt cu liberal arts, cu poeți, toate sunt duse cu pluta. Dar știi ce? Deci nu știu. Deci ele au impresia că dacă sunt americance, sunt extensia lui Trump, lui Washington și așa mai departe. Dar de Trump iar? Ce ziceți? Doamne, da, cred că da. Deci, Doamne ferește să mai rămână. Deci, încă o dată, da, America... Să mai rămână ce? Biden? Ce? Nu, ce? Dar, ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. Voi ați dat. Că a zis Trump că l-a dus că și pe ăsta l-a luat apa de Obama. Obama conduce America. Deci eu sunt... În fiecare an merg la Chicago. Fieful lui Obama. Bă, tu știi că pentru al doilea... El conduce. Ăsta este ca robotul ăla de a prins o paia de fund în Arabia Saudită, da? Uite așa îl ghidonează pe Biden, da? Am prieteni și democrați și republicani acolo, că Chicago e democrat și surrounding-ul, da? E republican. Și au plecat acum cu nebunii ăștia, că în al doilea mandat, primarul a concesionat toate parcările supraterane pe 2 lei ca să susțină campania lui Obama. Deci tu vin și îmi explici mie cum e cu corupția? Obama? Deci să nu-l văd în fața ochiului. Da, nici Trump nu e dus, n-are toate țiglele pe casă, dar între două rele... Mai e vreo variantă mai bună? Nu există. Nu e, da, măcar. Mai bună, mă rog, mai e vreo variantă? Că nu prea. Bă, Doamne ferește să se întâmple ceva cu Trump. Voluntar sau involuntar. Dar dacă bine... Și nu. Războiul din Ucraina se termină și singura problema este că Europa e la mâna lor. Deci America, ca în 1906... Eu am probleme cu americanii. De asta m-am certat la Washington în 1994. În februarie m-am dus și am făcut... Nu m-am mai chemat niciodată. Am avut bursă plătită de ei. Dar eu pe mine nu mă cumperi. Deci poți să-mi dai, mulțumesc frumos, dar tot îți dau în cap, așa sunt sârbii. Da? Bun. Și ideea este următoarea. Ei trebuie să înțeleagă că nu poți să pui toate... Odată, Rusia e un continent, nu poți să-i... Chestia asta, că ne luptăm noi pentru democrație. Bă, eu am fost la 14-lea congres, reales, da, Ceaușescu. Acum, ce se întâmplă în... Deci Ucraina. Voi, generația voastră, o să plătiți toate oalele spoarte de cretinii ăștia. Da? Și tu ce? Și fără generația lui fiul meu. Avem vreo... Avem de ales? Mergeți la vot și votați cu orice. Nu cu ăia care sunt capră. Da. Deci încă o dată. Deci încă o dată. Deci revoluție nu mai putem toți să facem. Toți sunt într-un punct, doamna tatuare. Nu. Deci eu am lucrat în... Și am lucrat și cu dăia și cu dăia. Încă o dată, ascultă-mă. Ăștia, americanii, sunt exact neam de sărântoci care au ajuns să s-au urcat scroafa în copac. Atenție, Ionuț, acum o să vezi că mi-au ăștia viza.
Da, mă doare pe mine în cot că nu poate. Deci eu i-am înjurat și, și în congres am trimis toate documentele și tot am trecut pe unde trec dealerii de cocaină în perioada când mă luptam cu ei, dar tot nu mi-au ridicat viza. Încă o dată. Deci americanii sunt într-un mare impas. În 1973, când a fost primul război ăla și când a fost criza petrolului, tot de la ei s-a tras. Pentru că au tipărit bani fără dolari fără acoperire și au exportat inflația către Europa, până s-a prins și de gol și europenii că susțin economia americană. Suntem în aceeași situație. Bun. Zi. Nu, terminați-vă ideea. Deci, încă o dată, America trebuie să înțeleagă că așa. Nu poate să mă oblige pe mine să pun toate ouăle copiilor, puișorilor noștri, în același, coș, da? Da. Eu vreau să lucrez și cu Arabia Saudită, și cu China, și cu Vietnamul, și cu India. Nu numai cu, nu vreau să depind de un singur coș. Îi sfătuiți pe tineri să... Deci, să mai aibă chestia asta cu visul american? Terminați cu... Deci, Doamne ferește! Deci, uite-te, primii are 30 de ani. Oriunde, numai în America nu care... Păi bun, oriunde, dar ideal ar fi să rămână în țară. Nu, ideal ar fi ca nu poți să rămâi niște... în țară. În țară nu poți să faci bani. Nu poți să faci bani. Deci, în următorii 5-6 ani de zi, sfatul meu pentru tine, dacă aș avea acum copilul meu, ar fi să-ți aibă 10-15 ani, tată, te duci și vezi chineza, da? Și te duci banii. Nici măcar Dubai nu Arabia Saudită. Pacificul este noua mare, aia din războiul peloponeziac, a zis. Ce a zis acolo? Cine controlează mările, controlează lumea, da? Am controlat Mediterana, am controlat Atlanticul, ne îndreptăm, totul se mută în Pacific, da? Și atunci înveți chineză, mandarină și rusă. Dragilor, și rusă. Și rusă. Dialectele chineze. Te duci, înveți coreană. Deci la noi s-au făcut. Trimiteți, lăsați că engleza, că cu engleza nu mai faci nimic. În 10 ani de acum încolo, că pensiile nu o să aibă cine să ți le plătească, eu lași export. Numai fiemii nu le are cum deși așa. La noi cum vedeți că evoluează mai departe lucrurile? Unde? Că pare că ne adâncim la noi, în țară. La noi, în România. Ascultă. Sau cum, de exemplu, pe tine, cum i-ați sfătuit să-și nu se creez o afacere, să-și investească banii. Nu, adică... nu poți să faci afaceri, că legile sunt făcute ca jumate din afacere să-ți o ia statul și muncești de pomană. Da? Deci asta e și... Fiemiu s-a întors și fiemiu a avut firmă și a închis-o. Și lucrează de plăcere că măsa are pensie mare. Numai, și-a închis firma, a zis, mama, că a avut la un moment o problemă, trebuia să plătească dările, firma nu lucra, zice, mama, de ce să plătesc? Și generația lui gândește la fel. Eu sunt de acord să plătesc taxe și impozite. Dar ce-mi dă statul ăsta? Asta e problema. Deci eu, dacă tot trebuie să rămân aici, investiți în papa. Acum 10 ani i-am sfătuit. Repet, eu mă mir că ați umblat în toată lumea și nu ați fost tentată să o întindeți de aici, din România, de tot. Eu am... Deci, în România, dacă ai bani, se trăiește bine. Da. Ionuț, hai să o spunem pe dreapta. Adică. Nu că așa avea, aud asta în jurul meu. Deci, eu spun, eu am prins anii 90 până în 2006-2007. A fost mișto. Să ai putut să faci bani, cu puțină deșteptăciune, te trecut. Acum nu mai poți. Am vorbit cu unii oameni. Nu poți să faci niciun business. Taxele sunt foarte mari și din ce în ce mai mulți stâmpiți, n-ai cu cine să lucrezi. Oamenii care au putut să facă bani au plecat. Deci, încă o dată, dacă tot vreți, eu, odată, pământ. Pământul va crește. Nu investiți în prostiile astea de apartamente, că o să vă cadă în cap. Da? Deci, pământ și mâncare. Eu asta aș face. Și dacă ai posibilitatea, exportă-ți copilul spre Asia. Dacă pregătește-l. Și ce rămâne avem în țară? Școală. Și ce facem mai? Cine mai rămâne? Fraierii. Bun, așa. Ionuț, îmi pare rău. De ce vrei să spun? Că, bai, nu știu ce, rămân ăștia ca dar noi trebuie și... trebuie la un moment dat cumva ceva. Uite-te. Să se schimbe. Eu am 67 că... de ani, mai am 20 de ani, pot să țin. Mulți înainte. Dar cât are Biden? Tot de 80 înainte. Ceva. Da. Deci noi, generația noastră, mai putem să ținem, dar un copil de 20-25 de ani, ce să facă aici, măi? Spune-și mie, ce să fac?
să se angajeze la stat și să învețe să fure de contribuabil. Păi ce? Deci, eu mă uit la generația lui fiul meu. Și dacă încropești o afacere, vine statul și își ia jumătate. Hai mă! Deci, ce vreți să vă spun, politicianism? Tați în România și ce să faceți? Frecați menta? Deci eu nu o să termin niciodată. Dar 2025 până în septembrie 2026 va fi jale. Jale. Din punct de vedere economic? Economic. Jale. Deci nu. Deci va fi... Sper să nu. Pentru că ne apropiem de final, da. Am niște întrebări fulger pentru dumneavoastră. Vreau așa să le facem, să le facem virale răspunsurile. Da? Încep? Bine, am 10 întrebări. Nu știu dacă le pun pe toate, dar pune repede. Haideți să încep. Cel mai mare regret? Că am divorțat de două ori și că n-am știut să spun nu la un moment dat. Ați da orice ca să... Aș da orice ca să să nu fiu atât de tâmpită cât eram la 25 de ani. Am fost tâmpită. Deci n-am ascultat-o pe mama. Dacă am înțeles că vă place și iubiți România, dar dacă totuși n-ați sta în România, unde v-ar plăcea să locuiți pe un loc din, de unde ați călătorit în toată lumea? Nu am gândit niciodată. Nu pot. E super mișto aici. Vă place, iubiți România? Nu că o iubesc. E, vă place. Aici, tu când te urci în patul tău, nu te simți bine, că e al tău tată. Ba da, dar eu cred că m-aș simți bine. Unde? Cum e scamera? Unde? Să nu spui în America? În alte țări. Nu. În alte dacă e alte singurul țări. Loc din Europa unde mai merită, eventual, dacă dau ăștia, fac vreo tâmpenie, sudul Spaniei, Malaga... zona aia. Atât. Chiar am niște prieteni care locuiesc deci, acolo. Mâncare bună. Recenziile sunt foarte bune. Nu mai avem acum timp să povestim. Sau Bilbao, zona aia la granița cu Franța, în Republica Baștilor și aia. Singură toată viața sau măritată din interes? Nu, eu n-am fost singură niciodată. Totdeauna am avut un bărbat. Așa, pe bine. Odată sunt iubăreață, îmi place. Și întotdeauna am nevoie de unul care să... Eu nu știu, cu becuri, cu de-astea, cu fire, cu nu știu ce. Toată viața mea am avut un bărbat care să-i spun: s-a stricat frigiderul! Și e acolo. Și să vină să, un inginer, să rezolve. Nu. George Clooney sau Brad Pitt? George Clooney, pe invers și Brad Pitt. I-ați rezolvat, Harrison Ford. Harrison Ford. Bun, bine. Petrecere cu lăutar sau concert la opera? Peter O'Toole. Peter O'Toole, da. Bărbat. L-am stabilit. Petrecere cu lăutar sau concert la opera din Viena? Nici. Dar ce atunci? Eu nu-mi plac, eu nu mă duc cu petreceri, nu mă duc la petreceri și la concerte, la cât sunt de agitată și obosită, adorm. Nu. Eu îmi pun muzică, ascult de acasă, am de-alea cu boxe, bărbatul meu inginer. Fiul meu a câștigat premiul la Milano cu boxe. La mine se aude muzică ca lumea. Și îmi place muzica din anii 80, 70, 60. Nu îmi place să ies din casă. Decât dacă trebuie să fac frumos, când o să fiu primar, trebuie să mă duc să tai pandici. La petrecerile la care... Cum a luat amploare așa pe vremea dumneavoastră? Pe romelul manelelor. Nu, la noi. Ascultați? Acum, fără să... Topul manelelor a fost... Fără să vreți undeva la niște petreceri, ați prins, că toată lumea a prins. Eu ascult la petreceri, n-am nicio problemă. Am fost la un botez la Constanța de ăștia. Da. Așa. Da? Și a fost unul care un lăutar cu bărbatul meu a cântat la nunț, cânta la contrabas, a făcut 12 ani de școală de muzică și ne-a cântat Căruța Poștei și a venit aseară mama din romanțe și astea cu și muzica lăutărească aia veche, dar nu astea cu să moară mama, lasă-mă tată în pace. Nu, astea așa mai ascultabile, mai manelele, dansabile. Manelele adevărate, că eu care, sunt eu sârboaică. Care considerați că sunt? Alea cântate de Lepa Brena. Ăla este... Ah, bun. Da, știu, Lepa Brena, țâțe mari, chestii. Ia zi. Nu, știu dar ce nu, ziceți, știi dar... ce... Alea sunt maneze adevărate. Astea sunt nici lăutari, nici șansonete franțuzești ăștia de cântau în birturile de la Paris în anii 30. Ăștia sunt... Deci, sunt încă ăia bătrâni care mai cântă la Jariștea. Dar
pentru asta trebuie puțină școală, nu poți să fii... A prins perioada șarpele roșu era în București. Șarpele roșu, nu? Unde am dat la Jariște, ce frumos era. Deci, formă, am prins la jos, la, în Piața Amzei. Dacă țineți minte, era, mergeai... Eu acum cred că-s prea mic ca să... Nu, era mișto. Și dar trebuie să știți. Dar, nu, voi ăștia mai bătrâni. Dar alea până la... Stăteai până la 4 dimineața și plângeai când îți cânta ăla la... Dar nu, mă, ăștia sunt toți să-i pui aia în frunte. Nu era așa ceva. V-ați chinuit, știu, din ce am citit, să-l aveți pe Victoraș. M-a rugat la Dumnezeu, nu m-am chinuit. Deci asta eu n-am putut să fac copii. Cred sunteți că Dumnezeu... o persoană credincioasă? Deci eu în fiecare, nu se spune, dar tot trebuie să știți. De când a murit mama, am luat Biblia lui mama, eu n-am citit Biblia înainte. Și mi-a dat canon părintele cu care mă mai... așa, să citesc Biblia. Și în fiecare dimineață, când mă scol, am Biblia lui mama, în care sunt subliniate de ea, apă sfințită de la mănăstire, de la Pisiota și anafori, eu plec cu Biblia, cu apa după mine, știi că apa sfințită poți să o mulțești. Da? Și am bag în diamantan și vorbesc cu Dumnezeu, îmi explic că eu nu le-am. Și zic, drăguțule, ce prostie am mai făcut? Ce mai am de făcut, da? Și, de exemplu, nu am putut să dorm după operație și zic, Doamne, ajută-mă să dorm. În sensul ăsta, eu nu cu pop și cu de-astea, cu post și nu știu ce, dar am o relație cu Dumnezeu de pe vremea lui mama. Drăguțule, nu pot să dorm, drăguțule. Am dormit 10 ore. Eu așa mă resper. Și mie, cred că mă iubește. Că l-ascult. Și întotdeauna am învățat, asta am învățat de la mama, în momentul în care se întâmplă ceva și am zic, ajută-mă, întotdeauna spun mulțumesc. Asta. Și dacă, cum am zis la un moment dat după operație, Doamne, îți mulțumesc că n-a fost mai mult decât am putut să duc. Înțelegi? Asta trebuie să spui întotdeauna. Doamne, e foarte important nu să de ce mi se întâmplă mie, nu! E foarte important să mulțumești. Să mulțumești și pentru când ți-e rău, că nu-i mai rău. Eu asta spun tot timpul. Doamne, îți mulțumesc pentru că nu mi-ai dat mai mult decât pot duce. Și asta trebuie să fie rugăciunea asta. Că nu poți să-mi duci numai șampanie, caviar, nu știu ce. Trebuie să înțelegi că viața este așa și așa și așa și să te pregătești. Și când e așa, să spui, mulțumesc că nu-i mai rău. Nu de ce și se întâmplă mie. Înțelegi ce spun? Vă mulțumesc și eu, doamna Tatoiu, din suflet că ați acceptat invitația mea, că am reușit să stăm de vorbă așa pe îndelete și sper să o facem din nou cât mai curând. Când ajung primar, da? Așa? Facem la primărie, când ajung primar, așa? O să te chem într-o seară când o să dorm, că o să dorm în primărie. Când primar. Bine, vă mulțumesc din suflet. Noi ne revedem data viitoare. Cu bine!